Deputatul Mădălin Voicu cere interzicerea casei regale în rândul comunității rome printr-un proiect de lege care va fi depus la Parlament. Mădălin Voicu se face de râs cu un astfel de proiect pentru că Parlamentul României nu poate să ia act de interzică ca în România să mai existe casa regală sau ca alții să se mai facă rest sau nu. Noi l-am trimis în Parlament sau PSD-ul l-a pus acolo pentru proiecte serioase. Dacă ne apropiem de anul electoral, cred eu că probabil unii se gândesc să câștige prin anumite lucruri, dar nu poate Parlamentul să ne ia ceea ce nu ne-a dat. Nu suntem investiți de Parlament. De cealaltă parte, liderii romilor sunt de acord cu propunerea deputatului PSD, Mădălin Voicu. Eu cred că ar fi benefică și benefică această, să zic, întâmpinarea domnului Mădălin Voicu, pentru că s-ar termina cu țigăniile astea și am respectat efectiv, să zic așa, dacă de la ei a pornit această mascaradă, eu cred că e necesar să devină și să devenim și să fim la normalitate. Pentru că singura instituție care se respectă și o respectăm e președinția, e Parlamentul României, e Guvernul României și cred că ar fi bine să încetăm. Dacă ei s-au autointitulat la Sibiu ca rege, ca împărat, asta e problema lor. Eu sunt rom. Țigan, nici mie nu-mi place mascarada asta care ne-a văzut Europa întreagă. Nu-mi place, sincer vă spun. Le-am zis aseară în direct să cedeze odată unul pentru celălalt și gata să termine. De altfel, romii din toată țara vor fi obligați să participe la o întâlnire organizată pentru a găsi o soluție în tot acest scandal. Pe ziua de 8 septembrie ne vom întâlni la Curtea de Argeș, la mănăstire, și acolo vom avea cu toți romii din țară, doamnă, ne vom întâlni și vom discuta aceste probleme care s-au ivit în țară datorită obligațiilor. Vor participa 55 de ONG-uri din țară ale romilor. Eu sunt capul tuturor. Care nu vin, doamnă, sunt expuși de împărăție. La reuniune ar putea participa și oficial ai statului român. Acolo fiecare o să spună opțiunea sa, fiecare ce vor. S-ar putea să dureze 2 sau 3 zile această întâlnire. Va fi sub patronajul instituțiilor române, care vor fi invitați din Parlament, din Guvernul României, din Senatul României, din Justiția României. Proiectul de lege inițiat de parlamentarul social-democrat cere ca doar Casa Regală a României să fie recunoscută. Această propunere ar putea duce la interzicerea regilor romi și la pierderea tuturor drepturilor pentru moștenitorii lui Florin Cioabă, Dorin și Daniel.